La unul dintre cele mai bune colegii din Craiova, frații Buzești, elevii au ieșit relaxați de la ultima probă. Au fost foarte bine pregătiți, spun ei, iar testul, indiferent de profil, a fost ușor. Pentru cei mai mulți, emoțiile însă nu s-au terminat, examenul de intrare la facultate fiind cel mai important pas. Proba la geografie, uman. A fost ușor, au fost subiectele acceptabile, orice elev care a trecut pe la școală știa să le fac. La biologie a fost foarte ușor, mai ales pentru mine care dau la medicină și... Dar a fost ușor, așa mi s-a părut. A fost așa, au fost și complicate și ușoare. Ce a fost mai complicat? Ce te-a pus în dificultate? A fost vreun subiect? Pe mine nu m-a pus niciun subiect. Geografie. Și? A fost mai ușor ca la restul. Nu pentru toți candidații, ultima probă a bacalaureatului a fost accesibilă. 4 dintre ei au încercat să copieze, iar 433 de elevi au absentat. Și astăzi au fost înregistrate incidente neplăcute care au dus la eliminarea din examen pentru două sesiuni a 4 candidați. Unul dintre aceștia susținea examenul la Liceul Tehnologic Dimitrie Filișanu din Filiaș, cel de-al doilea la Liceul Teoretic Independența din Calafat, cel de-al treilea la Liceul Matei Basarab din Craiova și ultimul la Colegiul Național Economic Gheorghe Chițu din Craiova. Rezultatele la examenul de bacalaureat 2014 vor fi afișate luni 7 iulie. În aceeași zi vor putea fi depuse contestații care vor fi soluționate în perioada 8-10 iulie. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 11 iulie.